Am deschis ușa, bă, și erau în mare. Cele mai ieftine jocuri și skin-uri le găsești pe gdoia.com, link-uri și codul de cashback sunt în descriere. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de bine. Astăzi vreau să vă povestesc ceva foarte tare ce mi s-a întâmplat ieri. Mă rog, foarte tare nu prea e, dar e destul de amuzant. Mă rog, ieri, joi, eram cu niște amici pe afară. Nu știu ce, am fost la Mega, am fost nu știu ce pe acolo, pe la Electroparata, știi, la Mega Mall. Și am mai stat puțin, am mai plimbat, am mai fost prin 23, ne-am mai plimbat un pic. Și ne-a venit cea mai tare idee. Hai să mergem în parcarea aia de la Arena Națională, care nu e terminată sau ceva. Și ți-o parcare cu un teren deasupra la Arena Națională, dacă stai în București. Mă rog, am fost acolo, am urcat pe niște scări ciudate, așa, nu știu ce. Ne-am distrat pe acolo vreo, nu știu, jumătate de oră am stat. Jos era un teren de tenis, știi, unde juca cineva. Și ne văd oamenii și ne întreabă: ce căutați acolo, n-aveți voie? Și zice un amic de ăsta, că păi da, era ușa deschisă. Deci oamenii, deci un om de acolo pur și simplu s-a dus, a luat telefonul și nu știu pe cine suna. Dar noi am fugit până jos, instant, chema poliția, nu, lasă. Ești nebun, mă suna mama, ce faci? Uite, bine, când vii acasă? Mai târziu un pic. Unde ești? La secția 7. Da, nu voiam să se întâmple chestia asta. Nu știu dacă chiar a sunat poliția, dar avea telefon la ureche și vorbea ceva și se uita urât pe noi. Așa că am zis, hai să fugim. Da, mă rog, după ce s-a întâmplat toate chestiile astea, am plecat de la arenă pe o căldură. Băi, de să vă zic, la ora 6 bătea soarele fix pe noi. Erau, cred că, 40 de grade, deci nu mai puteam, ne târam, ești nebun. Voiam apă, apă, deci că eram ultimii zombi cu aia apocalipsa. Apă, apă. Mamă, până am ajuns la primul magazin și am băut sticla de apă talpă, ești nebun, numărul 1. După am fost înapoi în 23 să mai stăm un pic, nu știu ce. Și am fost la niște foișoare acolo în 23, nu știu dacă le știți, mă rog. Foarte bine, stăteam și noi de vorbă, Caterinca, nu știu ce, și mă duc eu să mă piș, știi, mă treci o pișare. Ba, bun, mă duc eu să mă piș. E o toaletă ecologică din aia cu buton, știi, acolo în parc. Te dai cu buton, te piși, ieși, se spală acolo în baie. Bă, deci ce să vă zic, am deschis ușa, bă, și erau în mare căcat pe jos acolo. Bă, deci vă jur că era mare căcat. Uitați aici o poză cu căcatul din baie. Bă, deci eu nu vă exagerez că mi s-a luat așa. Eram, stai, mă duc acolo lângă căcat și mă piș sau mă piș altundeva? Și am ales să mă piș altundeva, cred că a fost cea mai bună alegere. Oaie, dar nu știu dacă era căcat de om sau căcat de animal. Bă, da, era imens. Lata căcatul, lata. Bă, deci vă zic, mi s-a făcut rău instant. Deci cum să găsești un căcat în baie? Pe jos! Dar teoretic dacă era pe jos înseamnă că era de câine, pentru că oamenii de obicei nu se cacă pe jos. Nu? Voi vă căcați pe jos? Spuneți în comentarii dacă voi vă căcați pe jos. Chiar sunt curios să aflu dacă voi vă căcați pe jos sau nu, pentru că eu sincer nu. Dar poate sunt unele specimene cum ar fi fost cel din baia aia care se cacă pe jos. Da, m-am întors aia și le-am zis, bă, am fost să mă piș și am găsit un mare căcat. Bă, și măcar am putut să fac video ăsta foarte amuzant, nu? Adică, ce puțin amuzant pentru mine și dacă voi ați râs. Dacă ați râs, lăsați un comentariu sau ceva. Bun, deci cam așa, cu acest episod mai scurt, așa, în care v-am povestit practic ce am făcut. Dacă mai vreți să mai facem episoade de tip story time, spuneți-mi în comentarii să vedem, poate facem mai multe. Mă rog, cam așa, cu acest episod, eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!